prietenești în momentul ăla când auzi o melodie, îți place, la vreo zi două îți dai seama că ți-o intrat în cap, vrei să o asculti din nou, dar nu știi cine o cântă, cum se cheamă melodia, nu-ți mai aduce aminte eventual decât o mică bucată din ea. Dar și aia nu știi să o fredonezi ca să te poată înțelege altcineva și să spună cum se cheamă. Azi noapte n-aveam somn și am hotărât să mă urc în mașină și să fac o plimbare prin orașul minunat. Și cum colindam eu străzile și ascultam radio, la un moment dat începe o melodie pe care o mai auzisem. Dar cum era așa liniște, plăcut, băi, m-a atins melodia asta. O trecut, nu i-am dat niciun șazam, nu i-am dat nimic. Știam melodia, dar nu știam absolut nimic despre ea. Și azi dimineață, după vreo 3-4 ore de somn, că atât am apucat, îmi dau seama că am melodia asta în cap și vreau să o ascult din nou. M-am trezit cu ea direct în cap. Iau-o de unde nu-i, nu știam decât 2-3 cuvinte. Și alea, la cum le fredonez eu, că la mine îi bătaie între ureche și gură, jale. Băi, și am stat, nu știam cum să-mi aduc aminte, am căutat ceva cu stars, cu... N-am găsit nimic, găseam numai alte melodii. Și la un moment dat mă gândesc, băi, pe ce radio cânta? Și mi-am dat seama că cânta pe Radio Zoo. Am căutat pe net dacă nu există vreun site care să aibă playlist-ul anterior Radio Zoo. Băi, și am găsit. Acum nu știam exact la ce oră, dar știam că e undeva între 1:30 și 2:30 noaptea. Și am luat toate melodiile, pe unii le știam, am sărit peste ele, pe unii nu le știam, le ascultam, bă, și la un moment dat am ajuns la asta. N-avea nicio treabă titlu cu versurile pe care mi le aduceam eu aminte. Asta era melodia. Cântă și acum pe fundal în sală, dar nu pun mai tare, că după aia îmi dă YouTube-ul mizerii de aia de copyright claim. Dar toată dimineața, după ce am descoperit-o, am fost... Nu glumesc, n-am dansat 2 ore. Am fost acasă, am mâncat și m-am întors la sală, pentru că am de filmat pentru Instagram. Poate ați observat, poate nu, am început o nouă serie pe Insta unde postez rutine de antrenament pentru diverse grupe musculare. Și astăzi filmez o rutină full body, așa că să-i dăm drumul! Astăzi ar trebui să fie o zi ușoară. Am de filmat 7 exerciții. În ultimele zile, de când vin de 2 ore, odată să filmez pentru Instagram și odată la antrenament seara, am 2 antrenamente pe zi. Unul mai ușor și mai lejer. Am găsit locul ăsta aici, unde lumina e foarte bună. Probabil cea mai bună din toată sala. Gata, am terminat. Chestia e că am terminat destul de repede și mai am o grămadă de energie în rezervor. Acum, având în vedere că o să fiu plecat peste weekend, mă bate gândul să mai filmez o rutină de antrenament. Cred că asta o să fac. Bine că mai am una pregătită aici. Am terminat, dar acum mă simt uscat de energie. Până ajung acasă și mănânc ceva, după aia îmi revin repede. O adus Ioana carnea asta la grătar din oraș. Grătarul a fost făcut bine, dar carnea în sine e proastă, e tare, nu a fost pregătită bine. Așa că am mâncat o parte din ea, dar restul va fi aruncată și mă doare sufletul pentru că e carne. Carnea nu se aruncă. Asta nu e, e talpă de bocanc. În 20 de minute mergem să vedem apusul pe Bucium. M-am gândit la asta acum 30 secunde, dacă mă cred. Te-ai gândit la asta? Da. Mergem. Ți-ai luat aparatul? Da. Ha-ha. Și trepiedul. Nu se poate răsărit fără aparat, nu? A apus, așa mereu îi spun răsărit. El a apus toată ziua. Da, din nefericire nu o să avem parte de apus, pentru că e plafon din nori și acolo chiar pare să fie o ploaie. Aici pe Bucium e probabil unul dintre cele mai renumite locuri din Iași pentru a privi apusul. Mai sunt multe lucruri drăguțe și o să mai mergem.
Aici e singurul loc de unde se vede bine și orașul, se vede panorama asupra orașului. Și asta se vede acum chiar dacă nu-i soare. Da, e o ploaie. E o ploaie aia? Da, uite. Se vede pe radar, da. Mm-hmm. E o ploiță, la câți kilometri? E, la 20. Da, mai departe. Mai. Uite că se vede bine așa cum toarnă acolo. Aici probabil nu găsești niciodată niciun moment când să nu fie nimeni. E un loc destul de frecventat. Unii vin aici, fac grătar, fac sex, fac toate. Hai că grătar poate nu fac, dar sex sigur fac pe aici. I-am văzut eu. Probabil sperau să prind un apus super șmecher să facă poze. Aiurea. Totuși a prins o ploaie bună. Am venit aici un pic mai departe de oameni până să mai întunecă și să aprind luminile orașului și o să fie mai drăguț. Aveam două gânduri care mi-au trecut astăzi în cap și voiam să le scot și să le pun pe video, să le împărtășesc cu voi într-un fel. Toată ziua m-am gândit la două reguli pe care le am și probabil sunt dintre cele mai importante reguli după care mă ghidez în viață într-un fel. Nu sunt singurile, dar sunt importante. Toți avem un set de reguli. Unii fie că știm de ele și le conștientizăm, alții fie că nu. Personalitatea noastră e până la urmă un set de reguli după care ne ghidăm. Pentru mine important e, pe de o parte, să fiu mereu optimist în orice situație sau să încerc să fiu, că nu reușesc în orice situație, dar încerc să fiu cât mai vesel și să fac din orice situație o situație amuzantă, chiar dacă e o situație grea. Consider că asta te ajută să îți păstrezi un echilibru mental și să ai o viață fericită la sfârșitul zilei. Și al doilea lucru, a doua regulă ar fi să am întotdeauna încredere în mine. Și am, în natura mea, pentru că sunt taur ca zodie și unii ar spune că sunt încăpățânat. Eu zic că sunt foarte determinat și cu foarte mult încredere în mine. Când iau o decizie, încerc să o duc până la capăt, indiferent ce ar fi, indiferent că e proastă, până nu-mi dau seama 100% că e decizia potrivită, nu mă opresc. Și găsesc lucrul ăsta foarte important, pentru că suntem ca oameni destul de ușor influențați de părerea celorlalți. De exemplu, în ultimele zile, foarte multe persoane, înțelegeți ideea, 3-5 persoane din jurul meu, când mă întâlnesc, mă întreabă, ce ai făcut? Te-ai angajat? Ce ai de gând să faci? Ce vrei să faci? Și asta te poate pune un pic în defensivă, dacă nu ești atent și ai impresia că faci ceva greșit, uneori. Lumea are tendința asta să-și reverse asupra ta propriile valori. Dacă ei consideră că în viață trebuie să faci asta, asta și asta și își dau seama că nu fac asta, consideră că ar putea fi o problemă și încearcă să o rezolvi. Dar nu e întotdeauna așa, pentru că nu toți funcționăm la fel și nu toți gândim la fel. De asta e important să știi ce-ți dorești și să faci tot posibilul să obții lucrul ăla. Chiar dacă pare un lucru greșit, trebuie să ai încredere în decizia pe care o iei 100% și să mergi până în pânzile albe, până conștientizezi tu că e greșit. Nu să fii influențat de oameni și să ai impresia prematur că ar fi greșită decizia pe care o iei. Și ca să revin un pic la prima regulă, că simt că am vorbit prea mult de a doua și nu i-am făcut suficientă dreptate primeia, ce ciudat sună. E bine întotdeauna să fim fericiți și optimiști și să radiem energie pozitivă în jurul nostru, pentru că oamenii sunt atrași de energia pozitivă. Nimeni nu vrea în jurul lui un om pesimist, un om negativ, un vampir energetic. Și probabil v-ați dat seama că încerc să fac asta cât de mult, în special cu camera. Am și eu zile proaste, normal că am și nu deschid camera. În timp aș vrea să mai deschid camera și când am zile proaste, adică să fie totul all-in. Nu vreau să fiu tot numai glamour pe vlogul ăsta. Dar consider că toți ne dorim să vedem oameni pesimiști, oameni optimiști
și cu voie bună. Și nu pesimiști care ne împărtășesc problemele lor și ne încarcă cu energia și cu problemele lor. Nu, toți ne dorim să avem o viață bună, o viață relaxată. Și ne dorim oameni care să radieze lucrul ăsta în jurul nostru. Și de asta o regulă de bază, foarte mult timp a fost involuntară regula asta. După aia a devenit voluntară, că am început să-mi propun să fiu din ce în ce mai energic, din ce în ce mai bine dispus, să fac din orice situație negativă una pozitivă și amuzantă, să găsesc comicul în orice lucru, oricât ar fi el de rău. Și asta încerc să fac, de la un punct, cum spuneam, voit. Și consider că toți putem face asta. Să încercăm să facem cât mai multe lucruri rele, lucruri amuzante. Asta e tot. Haideți acum să vedem un pic luminile orașului și după aia să încheiem vlogul ăsta. Și să ne auzim în următor, nu? Ia să vedem, s-a întunecat suficient. Opa, a început să aprind un pic acolo. Hai să mergem mai aproape. Cum îi ție și vreo poză? A. Văd că s-au aprins luminile. Destul de cool. Bine, pe cameră nu se vede așa drăguț, dar... se vede. Deja se vede că a ajuns ploaia pe oraș. Ăla de acolo e copou luminos. Cum spuneam, întotdeauna e cineva aici. Grămă de oameni. Da, n-am prins apus, dar măcar au apărut luminițele drăguți peste oraș. Și nu ne-a prins ploaia. Vezi? Cum să faci dintr-un lucru negativ, un lucru pozitiv. Închei vlogul ăsta aici și ne auzim în următorul. Până data viitoare, capul sus și pieptul în față.